La invitație deputatului social-democrat Gabriel Zetea, președintele organizației județene a PSD, conducerea centrală executivă a PSD s-a aflat în Maramureș pentru două zile. Programul a fost unul complex, în acesta fiind trecute vizite la agenți economici din județ, o ședință regională cu președinții de organizații și cu parlamentarii din regiunea de nord-vest, dar și cexul PSD Maramureș, la care au participat primarii și consilierii județeni ai filialei județene. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost însoțit de membri importanți din executivul partidului, precum Gabriela Firea, prim-vicepreședinte PSD, Paul Stănescu, secretarul general al PSD, Vasile Dâncu, președintele Consiliului Național al PSD și europarlamentarii Victor Negrescu și Mihai Tudose. Liderul PSD a ajuns și la firma Taparo din Târgu Lăpuș, care produce echipament medical și nu întâmplător. Acesta declara că în urmă cu 3 săptămâni la București a avut loc o întâlnire cu mai mulți producători români de materiale sanitare, iar acum a venit rândul ca întreaga echipă a PSD Central să efectueze o vizită în Maramureș la cel mai mare producător de materiale de protecție din România. O perioadă de încercare pentru mulți dintre producătorii români, au salvat 1700 de locuri de muncă, dar totodată ignorați total de către actuala guvernare, cât și de guvernarea domnului Orban. Nu au primit niciun ajutor de la statul român. Mai mult, tot ceea ce au produs nu a trebuit statului român. În schimb, statul francez a cumpărat întreaga producție. Este inacceptabil așa ceva. Cred că altfel nu ar fi putut apărea acele tunuri financiare la Unifarm sau la firmele fantomă. Firmele fantomă, a spus Ciolacu, care au comercializat măști de protecție 90% neconforme. Liderul PSD a afirmat că în urma discuțiilor purtate cu producătorii români, dar și cu parlamentarii PSD, se speră să fie strânse suficiente voturi pentru a adopta în Parlament o inițiativă legislativă care să introducă criteriul verde. Există această recomandare în legislația românească. Dar, repet, dacă va fi transpusă în lege sau am fi introdus acest criteriu verde, atunci nu ar mai fi fost posibile aceste tunuri. Nu numai în timpul pandemiei, acest criteriu verde, în acest moment, este funcțional în Germania. Președintele PSD s-a arătat îngrijorat de numărul mare de decese înregistrate în țara noastră, 2100 la 1 milion de locuitori, și arăta cu degetul actualii guvernanți, despre care a spus că au pe conștiință acest bilanț trist.